Salutare tuturor, eu sunt Kidal, astăzi o să vă arăt niște iteme pe Metin 2 Scorpius, Metin 2 Ro Scorpius. Sunt indecis, nu știu de ce caracter să mă apuc să joc, mai am un war de 80 aici pe aură și ninja ăsta de 75 și un Sura BM de 94 pe Apollo, Sura BM. Bun, hai să începem cu itemele. Dragoane plus 9, 10 semiom, 5 patrunde de 3 o travă, 8 vid pietre plus 4. Acest coif incredibil de valoros și de arătos, care are 29 apărare și te face invincibil. Costum de vânt negru plus 9, oțel plus 9. În fine, 1500 PV, 15 pe un alt, 10 săgeți. Probabil o să mai iau unul cu sabi sau mâini, habar n-am. Papucii ăștia, vai de soarta lor, 10 pumnal, 10 sabie, 1500 PV și 10 critică și 20 PM. Deci acest 20 PM vă ajută incredibil de mult, fiți atenți. Uitați-vă, 1747 fără ei, cu ei, pardon, și 1727 fără ei. Deci, dacă n-ai 20 PM în plus, n-o să poți să dai skill-urile astea minunate. Scutul. Necunoștință și 10 blocare corporal și 10% reflectare corporal. Brățara de aur alb, care nu mi se pare cine știe ce, adică are cam toată lumea chestie de asta. 10 semiom și alte căcaturi. Cercei de abanus plus 9 cu 15 sabie, n-am găsit cu semiom și ceva apărări. Un colier vai de soarta lui, am avut o ofertă de 4-5 miliarde pe el, cred. Da, nu l-am dat, că nu prea se dă chestia asta. 15 pumnal, 15 sabie, 15 săgeți și 1000 PV. Ăștia vi-am arătat. Asta e posedata care o aveam pe war. 10 pumnal, 10 sabie, 1500 PV. Sirius ăsta, dublu semiom și 20 vampir. Cam atât, pietra plus 4. FMS-ul ăsta, vai de morții lui, 4-6 medie, o putere... War și pătrundere plus 4. Mortala asta pe care v-o s-o vând probabil pentru Young, 2000 PV, 10 sabie, 10 mâini. FMS plus 9 PM, 37, 5 pătrunde pietre plus 4 PVM. Colierul ăsta făcut tot de mine și papucii ăștia s-au făcut tot de mine. Ăștia parcă i-am făcut dintr-o schimbare și colierul ăsta în 3-4 schimbări, cred. Colierul ăsta, nu mai știu câte schimbări am băgat în el, dar e cât de cât acolo acceptabil. 2000 PV, 15 pumnal, 6 mâini și 2 critică și alte rahaturi. Mască de frică plus 8, am băgat și în ăsta câteva schimbări și n-a picat semiom. Chakramele 34 medie, 5 semiom. Boa BZ, un SS pe care o să-l băgăm mai târziu, unel teleportare, un pet cu 7 zile, 2 elixire ale explorării, Young 912 milioane, o nimfă vai de capul ei, o cutie cu pui, FMS 19 medie, 10 critică, 10 pătrundere și fatală plus 3. Iar Boa Bezen, niște papuci, un revive de capul lui, un scut plus 9 cu 10 semium, băgăm la test damage. Coif de fier plus 9, niște pantofi plus 9, alți pantofi cu PV. Colierul ăsta, 10 pumnal, o blocare, 1500 PV, merge versus ninja cât de cât cred. Brățara asta, 1500 PV, 10 pătrundere. Trăvita asta... slabă și cam atât. Vreau să bag SS-ul, dar o să fiu pe minus, așa că mă bag în cerc să nu pice ceva valoros după mine, dacă dă cineva mine. Hai de unde? Bun, atac fulger, ce cât G8 avem. Bun, hai să ne antrenăm aici. Da, și a ieșuat. Măcar nu mi-a luat 500 ce grame, mi-a luat cam 2000, cred. Aveam 200 și ceva pe plus.
băgăm boabe zen și mai trebuie să bag una. Aiure. Și hai să deschidem și chestia asta. Merge, dar mai am Falcon câte vreo 4-5, cred, tot de putii cu pui. O să vă las în descriere un sondaj. Chiar nu știu de ce caracter să mă apuc. Mereu mi-a plăcut să joc pe Ninja, dar am jucat pe War și mereu mi-a plăcut cum dă Sura BM și aș fi vrut să joc pe un Sura BM și n-am avut ocazia. Și acum am un Sura de 94 cu P-uri pe Apollo. Adică e serverul nou, e mai multă activitate, zic eu, și na. O să vă las un sondaj în descriere și votați și voi de ce să mă apuc în continuare. Baftă și cred că ne vedem data viitoare.